Potențialii candidați pentru evaluarea națională, 2773 de absolvenți ai clasei A8-a. 2773. Aici, încheierea cursurilor are loc în 10 iunie. Imediat în perioada 13-15 iunie, elevii se înscriu pentru evaluarea națională și începând din 20 iunie, pe parcursul a 3 zile, se desfășoară cele 3 probe, toate scrise. Limba și literatura română scris, limba și literatura maternă scris și matematică scris. În așa fel încât, în data de 24 iunie, avem afișate rezultatele. Până în 28, contestații și așa mai departe, încât rezultatele finale pe 28 iunie. În vederea organizării în bune condiții a acestor examene, aș vrea să vă spun că în aceste zile, ieri și astăzi, sub coordonarea Ministerului Educației, în toate unitățile de învățământ, toate inspectoratele școlare din țară și unitățile de învățământ care organizează examene naționale, respectiv bacalaureat și evaluare națională, se fac simulări tehnice, fără elevi. Unoară ieri s-a făcut o simulare de preluare a subiectelor și distribuirea lor înspre unitățile de învățământ care organizează examen pentru proba de verificare a competențelor digitale. Astăzi se face o simulare pentru o zi foarte grea, respectiv ziua de 20 iunie, când se suprapun la examenul de bacalaureat proba C, respectiv evaluarea competențelor lingvistice, cu proba de la evaluarea națională, absolvenți clasa a 8-a, proba A, limbă și literatură română scris. Având în vedere faptul că se suprapun cele două, sigur că se încearcă o simulare, în așa fel încât, din punct de vedere tehnic, să avem siguranța necesară că subiectele sunt preluate corect și transmise corect spre centrele de, în care se desfășoară examenele. Va dura destul de mult și procedura de admitere și din acest punct de vedere trebuie să ne pregătim și v-am prezentat data trecută acest ghid care, pe lângă că prezintă rețeaua unităților de învățământ cu profilurile și specializările în care fiecare unitate de învățământ liceal școlarizează, are în preambul o parte de metodologie de organizare a admiterii. Adică în așa fel încât fiecare absolvent al clasei a 8-a, părinții acesteia, să fie în cunoștință de cauză asupra modalității prin care se ajunge să participi la admiterea la unul sau la altul dintre liceele aflate în județ. Ca și o informație caracter general, o să știți foarte bine că admiterea se face computerizat, datele sunt introduse în calculator, iar ca și formulă de calcul contează media generală a celor 4 ani de studiu, adunată cu media generală a examenelor, a probelor scrise de la evaluarea națională, împărțită la noi și aceste două medii apoi dau media de admitere. Pe seama acestei medii, elevul se poate înscrie cu opțiuni la liceele și la oferta educațională pe care o au liceele din județul Sălaj.